numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacucernici Părinți, Domnule Primar, iubiți frați și surori. Nota definitorie pentru această zi ne-a fost dată de prochimenul pe care l-am auzit introducând lectura din Apostol. Toate popoarele, bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Și lucrul acesta, pentru că înțelegem și din Evanghelia de astăzi, pe care tocmai am ascultat-o lecturându-se la Sfânta Liturghie, ce fel este biserica noastră și ce binecuvântare este să fim în biserica noastră. Fragmentul evanghelic ne este cunoscut, cel puțin prima parte, pentru că prima parte se și citește la fiecare sfințire a caselor pe care noi o numim sfeștania. E vorba de minunea pe care Domnul o face cu paraliticul de la scăldătoarea oilor din Ierusalim, numită Vitezda sau Betesda. Și de aici o să și pornesc cuvântul de învățătură. Vitezda sau Betesda înseamnă casa harului, casa milei, casa dragostei, casa bunei cuvințe. Și până la urmă, înțelegem de aici că scăldătoarea și minunea care se întâmplă acolo, de fapt, este o icoană fidelă a ceea ce înseamnă biserica noastră. Biserica noastră este casa harului, casa milostivirii, casa dragostei. Și mai mult decât atât, sau în consecință, Vitezda și biserica este casa învierii. Pentru că în centrul evenimentului descris de Evanghelistul Ioan se află o înviere. O înviere redată de cuvântul mântuitor al lui Hristos. Scoală-te, ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Este vorba de o înviere pentru că înviere se numește să reușești să mergi pe picioarele tale după 38 de ani. Nici nu ne putem închipui ce înseamnă acest lucru. Să stai țintuit la pat 38 de ani și în plus față de aceasta să fii foarte singur, așa cum înțelegem din Evanghelie. Pentru că suferința n-ar fi atât de mare dacă n-ar fi însoțită și de singurătate, de lipsa celui care să te strângă de mână sau să zică un cuvânt de bine. Și de aceea, în centru avem de-a face cu o înviere. Ridică-te, viază, ia patul tău, ia-ți patul și umblă. Este folosit același cuvânt ca în multe alte situații când Hristos face minuni. Și cele mai cunoscute sunt învierea fiului văduvei din Ain și învierea fiicei mai marelui sinagogii din Capernaum, a lui Iair. Scoală-te, înviază! Înțelegem că biserica este așadar casa dragostei și de aici casa învierii. Și mai mult decât atât, înțelegem din Evanghelie că dacă este vorba de a descrie biserica drept casa dragostei, casa învierii, ni se descoperă această înviere ca și loc și timp în care Dumnezeu ne face bine. Ne face mult bine. Și desfășurarea Evangheliei ne-o dovedește cu prisosință. Domnul Hristos intră în Ierusalim și se apropie de acea scăldătoare, ziceam numită a oilor, care potrivit credinței vechiului popor
evreiesc, avea parte de minuni, din timp în timp, fără să intuiești când, fără să prevezi când. Și aceste minuni erau redate de pogorârea îngerului în ea, în apă. Și ne spune în continuare evanghelistul că cel care reușea să intre primul în apă după această tulburare a îngerului, se făcea sănătos și sublinează, de orice boală era cuprins. Îngerii nu se arătau, pentru că ei sunt duhuri, ci îngerii veneau deodată însoțiți de zgomot și de mișcare în apă. Și atunci cei care erau pe marginea scăldătorii știau că îngerul s-a pogorât și că acum ar fi momentul ca ei să intre și să-și recapete sănătatea. Ne și închipuim ce atmosferă trebuie să fi fost acolo. Pentru că atunci când ești bolnav, pare să nu mai respecti prea multe legi ce țin de bună cuviință. Pentru că fiecare când este bolnav și-ar dori să se vindece, nu-i așa? Și cu dificultate poate să dea întâietate celui de lângă el, care poate chiar este mai bolnav decât el. Așa se face că și acest om de 38 de ani se târa pur și simplu pe pământ și probabil că trăia din milă. Așa se face că timp de 38 de ani n-a reușit să fie primul în scăldătoare după această tulburare a apei. Sigur, el nu se descurca de unul singur, el este de înțeles. Și în felul acesta mai înțelegem ceva care este probabil mult mai dureros, că nimeni din cei care erau în jurul său nu i-a dat o mână de ajutor sau nu i-a dat întâietate ca el să fie primul, cel care să fie aruncat în scăldătoare după tulburarea apei și să-și primească sănătatea. Nu am om! Este strigătul cu care el întâmpină pe Domnul. Domnul vine în întâmpinarea lui și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Era logic că vrea să se facă sănătos. Dar el a răspuns, nu am om. Și aici cred că este punctul central al Evangheliei și atenționarea pe care ne-o face Domnul, sau mai mult decât atenționare, chemarea pe care ne-o face Domnul, de a-l observa pe celălalt și de a face binele. Când omul nu face binele pe care ar trebui să-l facă, se vede că vine Dumnezeu. Și Dumnezeu face binele în locul omului. Hristos nu vine să-i mustre. Nu găsim în Evanghelie niciun cuvânt prin care i-ar fi atenționat pe cei din jurul paraliticului, slăbănocului, sau i-ar fi mustrat de ce n-au avut grijă de acest bolnav, de acest nenorocit al vieții. Nu face niciun fel de observație pe linia aceasta. Ci pur și simplu, îmi vine să zic așa, se pregătește el și pune mâna și face ceea ce omul nu face. Face Hristos în locul omului. Pentru că și în viața noastră socială, mai mult decât a-l atenționa pe cineva și a-i spune cum să facă și ce să facă, e de folos să faci tu. Și el văzându-te pe tine, să învețe de la tine. Hristos însuși a zis, eu n-am venit să-l judec pe om. N-am venit să ne vădească în răutățile noastre. Eu am venit să-l mântuiesc. Și ca să-l mântuiască, face el ceea ce omul n-a făcut, face el ceea ce omul ar putea să facă. Și văzându-l pe el, omul să învețe cum ar trebui să se comporte. Și haideți să extindem această idee la viața noastră cotidiană. De ce Dumnezeu îngăduie uneori suferința, necazul, problemele? E greu să dăm un răspuns. Sau e greu să dăm un răspuns definitiv și complet. Dar zicem totuși ceva. Dumnezeu îngăduie suferința pentru ca să ne arătăm noi mai oameni decât suntem în general. Ca să ne arătăm unul lângă celălalt. Ca să ne arătăm că nu suntem indiferenți. Ca să ne arătăm dragostea față de celălalt. Și cum se poate întâmpla lucrul acesta? Pur și simplu. Dacă ne gândim de pildă în problemele noastre, făcând comparație cu cei din jurul nostru, s-ar putea să dăm întâietate celorlalți. Că zicem așa, eu am și eu o boală, am și eu o suferință, sau poate nu sunt așa de bogat cum mi-aș dori,
Dar vecinul meu suferă mult mai tare decât mine. Dar vecinul meu e mult mai sărac decât mine. Dar vecinul meu are mult mai multe probleme decât mine. Și atunci să-i dăm întâietate aceluia. Și să ne arătăm dragostea față de el în sensul acesta în care, Doamne, ai milă și de mine, dai milă mai multă de vecinul meu care suferă mai tare decât mine. Și să ne manifestăm apropierea sufletească, dar și trupească. Cei care au stat în preajma unui bolnav, și zic mai ales a unui bolnav la pat, știu ce mult contează să-i dai un pahar de apă sau să-l strângi de mână sau pur și simplu să nu te superi atunci când el strigă după tine în suferința lui și te necăjește într-o formă sau alta. Sau mai știu eu câte multe alte forme se pot descoperi în această atitudine pe care o presupune apropierea față de celălalt. Și pur și simplu a face binele față de celălalt. Cred că o astfel de situație, dintre multele motive pentru care Dumnezeu ar îngădui-o, primul este acesta, să ne facă mai oameni unii față de ceilalți. Pentru că un om care se apropie de celălalt în suferință și simte el, măcar și puțin, suferința celuilalt, este mai atent la fiecare cuvânt, la fiecare gest, la fiecare lucru pe care îl face, la fiecare atitudine pe care o manifestă. Pentru că îl pune pe celălalt înaintea lui. Celălalt suferă mai mult decât mine. Și de aici înțelegem o altă semnificație a bisericii. Biserica este locul și timpul în care suntem chemați să facem binele. Și de ce fac această subliniere? Pentru că Hristos îl vindecă pe acest paralitic și se găsesc unii supărați. Pentru că n-a respectat, haideți să zicem așa, procedura. Procedura zicea că n-ai voie să faci mare lucru în zi de sâmbătă, era ziua lor de sărbătoare, ca să nu ne cinstești ziua de sărbătoare. Dar oare sărbătoarea n-a așezat-o Dumnezeu pentru om? Omul a fost așezat pentru sărbătoare. Sărbătoarea a fost așezată pentru om. Și de aceea, sărbătoarea, dar zic duminica, dar zic viața noastră în fiecare, de fiecare zi, este șansa prin care noi suntem chemați să facem binele. Nu există doar un timp anume pentru bine, ci este fiecare clipă o chemare pentru a fi atenți față de ceilalți. Și ne face a ne manifesta puțina noastră dragoste, atât cât de care putem să dăm dovadă, atât cât se vede față de cel din jurul nostru, în sensul acesta, că măcar când e vorba de suferință, necaz, să-l punem pe celălalt pe locul întâi și, Doamne păzește, să nu ne bucurăm de necazul celuilalt, cum mereu se poate întâmpla. Poate chiar când e vorba de cei pe care nu iubim sau dușmanii noștri, Doamne păzește să ne bucurăm de necazul, de suferința, de sărăcia celui care nu ne este foarte drag. Așadar, accentul pe care doresc să-l pun în cuvântul de învățătură de astăzi este acesta, în primul rând, că biserica ne cheamă prin ceea ce este ea însăși să facem binele, ori și când, să observăm binele, indiferent dacă este făcut de noi sau de ceilalți. Pentru că aici ar putea să se întâmple o schimbare. Atâta timp cât binele este făcut de noi, să-l apreciem, dar când binele este făcut de celălalt, să nu-i mai dăm importanță și cinstea cuvenită. Și în al treilea rând, să respectăm pe cel care face binele și să ne bucurăm de binele pe care celălalt îl face. Înțelegem de aici că este o chemare să ne ridicăm. Biserica ne cheamă să înviem. Din ce? Din nelucrare. Din nelucrarea noastră față de ceilalți. Pentru că fragmentul evanghelic de astăzi se termină cu un cuvânt foarte important. Zice așa Domnul: Tatăl meu lucrează până acum și eu lucrez. Tatăl meu lucrează până acum și eu lucrez. Și alături de acest cuvânt stă cel care este în centrul evanghelic. Ridică-te, viază, ia sfatul tău și umblă. Și acest cuvânt apare și în lectura apostolului de astăzi, când e vorba tot de o vindecare. Ridică-te, viază, ia sfatul tău și umblă. Ce înseamnă?
Ne cheamă Hristos la înviere din nelucrarea noastră, din insensibilitatea noastră față de cel de lângă noi. Și să, nu, și să ne manifestăm mila, dragostea, harul pe care îl primim de la Hristos în biserică prin apropierea față de ceilalți. Prin apropierea față de ceilalți, pentru că până la urmă ceilalți reprezintă viața noastră, ceilalți sunt semne împreună ale învierii. Și mai mult decât atât, a face binele poate să devină o lucrare care se transmite. O lucrare pe care unii de la alții o putem învăța. De aceea Domnul zice, după ce îl ridică din pat, de pe targă, ridică-te, ia sfatul tău și umblă. Mergi prin mulțime. Din două motive. Pentru că un om vindecat dintr-o asemenea stare aduce multă bucurie și oamenii au nevoie de bucurie și de încurajare, dar în al doilea rând, un astfel de exemplu poate să se constituie într-o lecție de viață pentru a face binele. Binele e foarte important să fie văzut în așa fel încât și ceilalți să-l facă. Nu ca să ieșim noi în evidență, ci pur și simplu pentru ca și ceilalți să învețe și să învățăm unii de la alții, în așa fel încât biserica, ziceam, ca loc și timp în care suntem chemați să facem binele, să se răspândească. Nu să însemne doar slujba de duminică și sărbătoarea în sine, ci să se transforme în viața noastră de zi cu zi. Asta înseamnă să fim unii lângă alții și să punem mână de la mână atunci când este vorba de un necaz, de o suferință, de o dificultate prin care Dumnezeu îngăduie să treacă unul sau altul dintre noi. Ceea ce s-a întâmplat și la dumneavoastră. Și de aceea zic că astăzi este sărbătoare mare și pentru că este duminică și în sensul acesta prăznuim învierea lui Hristos, dar și pentru că dumneavoastră v-ați dovedit unii lângă alții la vreme de restriște, la vreme grea pentru părintele dumneavoastră duhovnicesc și în felul acesta v-ați dovedit aproape unii față de ceilalți. Aici cu siguranță avem această credință și avem și certitudinea în consecință că nu se poate spune nu am om. Aici sunteți unii pentru alții. Și lucrul acesta ne bucură și dă, și este pentru, până la urmă pentru toți cei care au venit la Sfânta Liturghie semn de încurajare și semn de înviere. Bucuria învierii să vă cuprindă pe toți și să ne cuprindă pe toți. Amin. Hristos a înviat!